Veste proastă pentru părinții copiilor din cartierul Dorobanți. Construirea grădiniței de pe strada Ion Caraion a fost istată din cauza faptului că firma care se ocupa de ridicarea ei a pierdut contractul. Mai exact, Ministerul Educației a reziliat contractul, iar constructorii au abandonat șantierul. Vestea bună este că licitația a fost reluată, însă nu se știe când va fi gata lucrarea. Nu este situație aparte pentru că este un proiect inițiat de Ministerul Educației Naționale. Noi am fost doar beneficiari și din motive care nu țin de primăria municipiului Buzău, în cursul anului trecut, Ministerul Educației a reziliat contractul cu acel constructor. Era vorba de o firmă din Timișoara care câștigase un proiect la nivel național, pentru că vorbim de un proiect pe fonduri europene inițiat de Ministerul Educației pentru construirea de grădinițe. În cursul anului trecut am înțeles de la reprezentanții din minister, pentru că am fost în permanent în legătură cu aceștia, că firma a intrat în insolvență, apoi în faliment, motiv pentru care a fost reziliat contractul, iar chiar la începutul acestui an a fost reluată licitația. Primăria nu a putut prelua construcția. Singurul lucru pe care l-au putut face reprezentanții primăriei a fost acela de a salva ceea ce a fost construit până acum. Noi, la momentul lunii decembrie 2020, ne-am exprimat disponibilitatea de a prelua acea clădire în stadiu actual, pentru că nu mai sunt lucrări foarte multe de făcut. Mai mult decât atât, primăria are obligația de a amenaja incinta și spațiul de joacă și de a trage utilitățile la acea grădiniță și ne-a exprimat disponibilitatea de a prelua proiectul în stadiu actual. Din păcate, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții, direcției economice din Ministerul Educației, fiind vorba de fonduri europene, nu se poate acest lucru și va trebui să așteptăm procedurile normale de licitație. Singurul lucru pe care am putut să-l facem în iarnă, am pus cumva în siguranță acea clădire și cu acordul Ministerului am acoperit cu folie clădirea, astfel încât să nu fie degradată în urma intemperiilor. Am înțeles zilele trecute, chiar am trecut pe acolo, că folia s-a degradat în anumite zone și probabil vom lansa o nouă comandă către Urbiserve să execute reparațiile necesare. Dar la momentul ăsta nu avem decât să așteptăm finalizarea licitației și desemnarea unui nou constructor. Grădinița ridicată în special pentru copiii din Dorobanți ar fi trebuit să fie gata în toamna anului trecut.